Bună ziua, stimați telespectatori, sunt Dragoș Barață și ca de obicei de la această oră vă prezint Infocurier. Știți, e o bulversare totală în această țară, nimeni nu mai înțelege nimic. Mă refer la cel puțin la declarația 600, da? Doamna premier, în atunci când a fost în discursul din Parlament, în care cerea avizul colegilor parlamentari, de fapt nu erau colegi, cât însă europarlamentari, cerea avizul parlamentarilor, spunea că se va renunța definitiv la declarația 600. Am auzit și pe ministrul de finanțe, domnul Teodorovici, care spunea la fel, declara că se va renunța la declarația 600. Astăzi a apărut următoarea știre. Să încearcă metodele și prerogativele pentru a se amâna de la 31 ianuarie pentru 15 aprilie declarația 600. Dumnezeu mai înțelege ce-i mintea lor. De ce nu dau odată o ordonanță de urgență în care să spună clar că este nulă și, mă rog, nu trebuie să învățăm noi ce trebuie să facă. Doar că nu mai înțelege nimeni nici ceea ce vor să facă. Sunt la al treilea guvern. Până în vară au timp să-l pregătească și pe al patrulea. Nu e nicio problemă, noi de-abia ne-am obișnuit. Iar noi, ca organ de presă, profităm la maxim de gringolada lor. Dar hai să ne întoarcem pe meleagurile noastre argeșene, pentru că alături de mine se află domnul primar Ion Georgescu, primarul Mioveniului. Bună ziua și bine ați venit, domnul primar! Și, de asemenea, domnul Gabriel Grigore, redactor șef al jurnalului de Argeș. Bună ziua și bine ați venit, Gabi! Vroiam să vorbim de... O să vorbim și de subiectele din jurnalul de Argeș, dar vreau să vorbim în primul rând de realizările din Mioveni și, domnul primar, sunteți în continuare singurul oraș, nu, din România care construiți un spital. Așa ați rămas. E trist că pentru România, e un lucru de lăudat pentru Mioveni. În primul rând, bună ziua invitatului dumneavoastră, telespectatorilor dumneavoastră, echipei dumneavoastră și tuturor argeșenilor și mulțumesc pentru invitație. Nu știu dacă este unicul, singurul, dar la Mioveni, într-adevăr, se construiește un spital. Un spital care facem toate eforturile ca 2019 să funcționeze. Deci la anul ar trebui să funcționeze, să ne inaugurați, nu? Din punct de vedere al contractului, în luna ianuarie trebuie să intre în probe tehnologice, undeva în luna secțiile actuale se mută în casă nouă, iar în următoarele 2-3 luni, după semnarea contractului cu casa, ar trebui celelalte secții să-și deschidă porțile. Estimăm, cu ajutorul Bunului Dumnezeu, a oamenilor de bine, ca la jumătatea anului 2019 să funcționeze la capacitate, iar argeșenii și numai cei din Mioveni să beneficieze de calitatea serviciilor medicale, așa cum a fost el spitalul conceput. Deci ce statut va avea acest spital? Regional? El este deocamdată orășenesc, da. cu o subvenție, cu un program PNRR 2, 21 de milioane de euro și mai avem nevoie de 15 milioane de euro. Și, bine, promisiuni sunt sigur că aveți, că o să primiți banii, dar fapte concrete? Vă repet, financiar? Da, sau? Da. Financiar nu avem cei 15 milioane de euro la ora când vorbim, căutăm soluții, căutăm programe, căutăm să nu ajungem la un împrumut. În primul rând considerăm că trebuie să fim și ajutați, pentru că din Mioveni pleacă 4,5% din PIB României, exact. Aproape 20% din exportul României, iar zona Mioveni are 100.000 de suflete care și dumnealor contribuie la bugetul de stat. Exact. Cred că de undeva va răsări soarele și păsările noastre. Trebuie să găsim această soluție. Dacă nu, ne-l asumăm în totalitate, vom face împrumutul și totul vom finaliza, adică nu ne vom opri la jumătatea drumului. Sunt angajamente ferme, sunt contracte internaționale,
Nu am venit la noastră ca să mă plâng, pentru că împreună cu echipa am făcut o gândire când am pornit. Am crezut că, fiind o unitate modernă spitalicească, va veni cineva alături de noi. Nu pot să nu spun că nu sunt parlamentarii de Argeș ai PSD-ului ALDE alături de mine. Nu pot să spun că conducerea județului nu este alături de mine. Totul trece prin bani. Exact. Deci am nevoie, minister, trebuie deci să am minister. Nevoie și de sursa financiară. Să sperăm că suntem la început de an, vom rezolva și aceste probleme și că vom intra într-o normalitate. Dar am să dau informația corectă, aia reală care este astăzi, pentru că așa e frumos și opinia publică să cunoască realitatea și să nu audă altceva. Rașul Mioven nu este nici sărac, nici bogat. Dacă avem resurse financiare... Haideți, că alții spune că sunteți un oraș bogat. În Dragoș, culegem ce am semănat. Așa este. Haideți să luăm din 2000, după vremea răbăsatului Costescu, cum a luat ființă CKD-ul, cum a ajutat cei care erau la guvernare mioveni, francezii 6 ani de zile cu impozitele ca să stabilizeze, să creeze locuri de muncă, să schimbe tehnologia. Deci este o istorie scrisă care nu poate schimba nimeni. Așa este. Pentru că percepția a fost la vremea respectivă să îi aducem, să îi stabilizăm, să îi ajutăm și după aceea să culegem roadele fructului respectiv. În unele zone s-a pornit invers. Nu dăm noi lecții, sau suntem noi cei mai frumoși și cei mai deștepți. Eu vorbesc de autoritățile locale, știți, spun și dumneavoastră prea bine, că dacă e să vorbim de, dau un exemplu tot din Argeș, Câmpul Lungu, ce s-a întâmplat acolo, cred că prea puțin a depins de cei care erau atunci în administrația locală. Eram consilier, viceprimar în anul 2000, cunosc cei 17 ani, a fost o strategie pe termen scurt, mediu și lung, care, la ora actuală, a produs efecte. Da, Mioveni este un exemplu de succes pentru România, este clar. Am fost o echipă sudată, am fost oameni care, în primul rând, am făcut pentru noi și pentru altcineva. Nu s-a pus în primărie niciodată vorba de culoare politică, s-a vorbit de administrație publică și, la ora actuală, eu la primărie fac administrație publică, nu fac politică. Avem societățile comerciale, oferim serviciile în energie proprie, la prețuri acceptabile. Am încercat să ne gospodărim împreună, noi între noi, resursa umană să fie de Mioveni, impozitia să rămână în Mioveni. A fost o strategie care am discutat-o și cu cetățenii prin dezbaterile publice, dar și cu echipa de la primărie și vreau să le mulțumesc tuturor angajaților Consiliului Local, inclusiv membrilor Consiliului Local din anul 2000 și până astăzi, care fiecare, mai mult sau mai puțin, în perioada lui de mandat sau de activitate, au contribuit cu ceva la ceea ce suntem astăzi. Foarte frumos, din partea dumneavoastră, un gest frumos, că nu i-ați uitat pe cei care au contribuit. Domnul primar, vreau să întrebim puțin la spital. Azi, la Mioveni au fost de multe ori miniștri, chiar președintele PSD Dragnea a fost prezent de nenumărate ori pe la dumneavoastră prin oraș. Au trecut o pleiadă, da, de miniștri și oameni importanți, oameni cu decizie de la București. Nu ați luat de la niciunul, ați obținut o promisiune, domne, uitați, că i-ați dus, uitați, pe banii noștri, n-am luat pe bani de la guvern, am construit asta, mai avem nevoie de că pentru a termina, domnule, a finisa. Că tot să laudă cu programul de guvernare, cu 7000 de spitale. Deci, domnul Dragoș, sunt două chestii. Mioveni, de la nimeni care a fost la Mioveni, nu a pierdut nimic, a câștigat. Unele să spun, unele să spun. Ok, am înțeles asta. E regula jocului și vă dau decât două exemple și n-am venit să fac politică sau să considerați altceva. În orașul construit de mașini, guvernul de dreapta a închis agenția fiscală. A venit Ponta premier în vizită, prima lui vizită în calitatea de premier al României, a venit la Mioveni și s-a deschis agenția fiscală. Cei de dreapta în 10 ani de zile, de la Pitești și până la Mioveni, un covor asfaltic, a venit Ponta atunci rutier și în 2 luni de zile s-a turnat covorul asfaltic.
Da, asta așa este. Autostrada suspendată către uzină, care sufocase orașul din punct de vedere al traficului și al trepidaților a emisiilor de carbon. Rămânsă seară în închidere, a venit ponta și s-a continuat să inaugurăm. Toți care au fost în județul Argeș, mai mult sau mai puțin, au făcut câte ceva pentru Mioveni și pentru județul Argeș. Că legislativ, că au făcut. Ok, a venit ponta, dar din ăștia alții mai noi, de un an de zile, nimic. Grindeanu, Tudose. De ăștia nimic. Dar și premierul Tudose. Da, a fost, păi tocmai de-aia vă întreb. A venit, dar nu s-a întâmplat nimic. Eu fac administrație și vorbesc de Mioveni. Păi tocmai. Dar să știți că au lăsat ampreta și la ICN-ul, și la Dacia, și la alte instituții care a fost. Ok, dacă dumneavoastră spuneți, noi nu am văzut, dacă la Ponta, într-adevăr, am văzut-o. Sunt persoane îndreptățite care pot confirma ceea ce am spus eu și pot da detalii mai mult. Am eu înțeles, vorbesc în calitatea de primar al orașului Mioveni, dar să știți că în județul Argeș fiecare a lăsat câte ceva. De la legislație până la impulsionarea lucrurilor. Că s-au văzut, că nu s-au văzut, că s-au spus. Să știți că partidul pe care îl reprezint este mai mult să vadă oamenii decât să venim la televizor și să ne laudăm. Că de multe ori poate nu iese în termenul așteptat. Dar nu e vorba de laudă acum, aici vorbim de lucruri concrete. Eu v-am întrebat de lucruri concrete, ceea ce s-au făcut. Nu să ne laudăm, că de laudat avem programul de guvernare, avem asta, deci, nu? Deci, aparțin unui partid politic, dar ceea ce afirm mi-asum și este real ceea ce spun. Deci, deocamdată n-ați avut nicio promisiune pentru, să înțeleg de la dumneavoastră, pentru finanțarea lucrării la spitalul de la Mioveni. Promisiuni, discuții sunt. Dar nimic concret. Eu iau de bază hârtia scrisă. Am înțeles. Am înțeles. Deci, atâta timp când aveți nimic concret, nu puteți să... Exact. Sunteți prea vechi în administrație ca să vă mai încredeți doar în cuvinte. Dar vă dați seama că în momentul în care am niște angajamente, nu pot să-i arăt hârtia. Da. Legea te obligă ca în 30 de zile să te contezi factura. Deci dacă nu o să obțineți de la guvern ceva, deci avem, o să faceți este împrumutul, un împrumut? Ar fi păcat pentru contribuabilii din Mioveni ca pentru 5 ani, 7 ani de zile, 20% sau 30% din veniturile lor să fie girate prin licitație publică la o sursă financiară privată. Da. Noi deocamdată ne panicăm în luna... mai iunie ne panicăm, pentru că ne apropiem de final, iar ultimele luni de zile fiind la cheie, apar diferența de aparatură și mobilier consumabile absolut pentru, adică pe 3 luni de zile este problema de vreo 10 milioane, 12 milioane de euro. Te rog, Gabi. Vreau să te rog, primar, 68 de milioane am citit și la tine. Deci, 68 de milioane de euro cu TVA, cu tot. Cu inclusiv aia 10% de neprevăzute, care nu este obligatoriu, okay, atât costă. Nu am luat în calcul noi 68 de milioane de euro. Dar am văzut după următoarea informație că 20,8 ar trebui să vină de la Ministerul Dezvoltării. Da. Au venit sau urmează să vină? Au venit 4, trebuie să vină diferența. A, înțeleg, și ăștia 15 milioane sunt diferența până diferența? La... Diferența? Ca să nu faceți dumneavoastră împrumut. Da. Deci noi am luat în calcul 62-63 aici cu TVA cu 2. Domnul primar, spitalul de la Mioveni, cu ce va fi dotat? Sau tot vorbește, că va avea angiograf, că va fi foarte bine și multă aparatură modernă față de restul spitalelor care nu prea o dețin. Este adevărat sau nu? Puteți să ne confirmați această știre? Am manager de proiect. Am consultanți, am instituții ale statului care pe fiecare săptămână vin în teritoriu, da, să nu audiți pe cineva că nu s-a respectat și nu știu ce s-a mai schimbat. Am văzut fel și fel de discuții pe diferite site-uri. Exact, pentru, tocmai de aceea vă întreb. Este tehnologie și aparatură sistem. Nu este calculator de la metro de 20. În sistemul respectiv intră de la cablaj soft absolut tot. Exact. Vă dau un singur exemplu. La recepție jos, toate programările se fac în sistem informatic fără să intre în contact cu medicul. Al doilea sistem, pentru fizioterapie și celelalte secții,
puteți face de acasă și robotul vă reprogramează și vă spune când. Am dorit și am văzut afară să aduc tehnologie de așa natură încât să elimină suspiciunile între noi. 2. La spitalele private din România, toată lumea respectă regula. La spitalele de stat, toată lumea că e de stat. Eu, dacă voi fi sănătos și voi fi atent, le dovedesc că și spitalul de stat pot fi la aceeași concurență cu cele private. Începând de la mentalitate și, în primul rând, de la organizarea circuitelor. Și calitatea serviciilor. Pentru că, până la urmă, sunt cam aceea, să știți. Nu încerc să vă contrazic acum, pentru că știu ceea ce am făcut. Vă las până asta să apreciați, dar vremeți. Pot să vă spun că vor fi medici cu vârstă undeva la 40 de ani, din Timișoara, Cluj, Târgu Mureș, București. A, deci ați adus de prin majoritatea toate... sunt în Argeș și din zona Mioveni care vin acasă. Și relocați cum ar veni. Deci problema este că ei vor veni la concurs, nu fac eu ca primar angajările la spital, este ministerul, casa, direcția de sănătate, conducerea. Spune, eu fac patrimoniu, spitalul, îl predau la cheie, partea de angajare, de funcționare, Consiliul de Administrație al Spitalului, managerul Spitalului, instituțiile abilitate ale statului, pentru că prin contractul cu casa se decontează salariile dumneavoastră. Exact. Eu dau apa, curentul, curtea, mături, spăl, dar nu am eu treabă cu actul medical. Nu am. Este sub tutela Consiliului Local. Dar sunt alte proceduri, alte instituții. Foarte bine că s-a lămurit și lucrul acesta. Asta credeți că experții și firmele care sunt, probabil că sunt persoane deranjate, probabil sunt lucruri de calitate. Vă invit că doriți și oricine poate veni în șantier, este acolo managerul de proiect de șantier și din partea italienilor și din partea noastră, se supraveghează inclusiv pe satelit în Italia de către firme, problemele lor. Ce pot să vă spun că este un management sfânt, un management care nu are eroare, nu pleacă nimeni acasă până nu se încadrează în graficul zilei de azi. Mă bucur să aud că de ce nu se fac lucrurile de calitate și în România. Așa este întrebarea, că 80%, 80% sunt români din România. Cei care lucrează. Care lucrează. Biciu este de afară. Deci eu, din punctul doar meu la de vedere, nu funcționează, am oameni din primărie, responsabili, manageri de proiect, care zilnic sunt acolo. Deci se vede fiecare etapă. A, deci dumneavoastră se tot filmează, timpul vă duceți acolo și vedeți... Nu mă duc eu zilnic. Nu, am înțeles, dar am primărie. Mă refer la primăria mea. Avem un reprezentant. Cel puțin va fi... doi oameni din primărie sunt zilnic în șantier. Și urmăresc stadiul. Urmăresc, fotografiază, numără, cântărește. Foarte bine, pe așa trebuie. Mergem cu recepția cu tot odată și cu construcția și cu... Deci nu sunteți în întârziere, totul e ok? Pe fiecare joi, în jurul orei 12.01, instituțiile statului din județul Argeș, cu abilitate rugate să ne ajute, vin în șantier să fac procese verbale, să verifică documente, să verifică la fața locului presa, că din țară, că din Argeș, când au venit, au fost bine primiți, și s-a dat detalii, a intrat în spital. Deci nu este nimic de ascuns. Deci problema asta e un exemplu de lucrare publică, da? Ne sunt în bani publici, lucrare publică. Exact. Toată lumea este curioasă, toată lumea are și semne de întrebare. E un proiect destul de mare. Destul și pentru a elimina, unde sunt mai mulți ochi, consider că este bine, în primul rând, pentru mine ca ordonator de credit. Exact, exact. Da, ce să spun, să dea Dumnezeu în 2019, da? Că a spus că în 2019 este termenul. Adică eu cred în acest proiect. În 2019 este o dată anume când ar trebui să fie finalizat sau... Dom'le, el în ianuarie trebuie să intre în probe tehnologice. A, imediat? Ianuarie. Deci mai puțin de un an. Probe tehnologice înseamnă oată cu recepție, adică trebuie să vedem... Da. Este o uzină acolo. Păi tocmai deci de asta... Acest spital poate funcționa 72 de ore independent de orașul Mioveni, începând de la energie, de la orice. Da. Tancul de carburant are, deja să funcționeze. Tancul de carburant în sarcina maximă ajunge 72 de ore și are 9 tone. Care este capacitatea? Câte paturi prevede acest spital? Minimul 200. Minimul 200. Și pe volumul de aer 400. Este destul de mare. Deci el se deschide cu 200. Am înțeles. Am văzut viitorul. Dacă vreodată cineva se gândește să-i dea altă destinație.
Am înțeles și asta. Deci, există vin posibil... de la uzină și am făcut școala la uzină și acolo când lucram aveam mai multe variante pe o viziune de 10-20 de ani, nu azi. Exact. Atunci are minim 20, maxim. Există, v-ați gândit posibilitatea de a se construi și alte corpuri pe viitor, pe lângă spital? Cum se încearcă acum pe la Spitalul Județean? Deocamdată suntem axați pe spital, pe curtea interioară, în care pentru aparținători, pentru vizitatori, pentru medici, parcări, absolut tot ce trebuie, circuitul și fluxul, ambulanța nu se întoarce înapoi. Observ că ați pus foarte mare accent pe lucrurile acestea, pe aceste amănunte care noi fac diferența până la urmă. Noi lucrez la acest echipă din primărie de 6 ani. Știți că noi am mai stat 2 ani exact. În contestație, am mai stat mult. Și probabil că până la 1 ianuarie 2019 va fi gata și pista pentru elicopter. Wow! Fantastic. Deci va fi racordat direct la spitalul va fi la spitalul. Deci nu mai vine cu ambulanța până la Pitești și le de acolo. Perfect. Pentru a să mai luăm de la stadion până la urmă. Da, eu vreau să, dacă veniți, vreau să spun, să subliniez sau să ofer ca informație faptul că de când sunt eu ziarist și sunt din 90, e a doua cea mai importantă investiție publică din județul Argeș, dacă o socotim pe prima, centura Piteștiului. Da. Deci chiar e a doua din toate timpurile. Da, este din într-adevăr. Punctul ăsta de vedere, strădăm cezarului cei al cezarului. Așa este. Deși atunci vreau să vă spun, PSD Argeș avea altă influență, era domnul Văcăroiu, era altă echipă mult mare. Efectiv, inițiativa a fost a dânsului, după aia s-a coagulat echipa de la nivelul ăla, dar vreau să vă spun că echipa valorii și ca influență nu o poți compara pe aia din momentul centurii cu cea de acum. Asta o spun ca să subliniez momentul dânsului că practic a pornit nu singur, dar oricum a avut o doză de nebunie să se pornească proiectul ăsta, fiindcă, repet, e al doilea proiect, a doua investiție publică all time, din toate timpurile pentru județul. Așa este, da. Domnul primar, până la urmă, de unde are ideea asta de a construi un spital? Aș vrea să mai completez și ceva aici, pentru că dacă îmi dați voie, pentru că ideea a pornit în 2010, în 2011, o colaborare mai mulți oameni și nu vreau ca să zică cineva poate pe emisiunea că eu sunt cel mai frumos și mai deștept din Mioveni. La vremea respectivă m-am consultat cu președintele actual, cu Constantin Niculescu, cu domnul Manu, care era președintele Comisiei de Sănătate, cu Consiliul Județean, cu mai mulți factori, cu medici, cu toată lumea, de a ajunge la tema de proiectare. Inclusiv cu domnul Tecău, când a fost, deci toată lumea care a fost, prefeții care au fost, instituțiile statului, indiferent cine le-a condus și ce a fost și tuturor, vreau să le mulțumesc pentru perioada trecută, fiecare la care am apelat sau știu eu, care a fost solicitat să ne ajute, fiecare a fost de bună credință și fiecare ne-a ajutat ca să găsim cea mai bună soluție și temă de proiectare și tuturor. Le mulțumesc și tuturor le promit că la punerea în funcțiune vor fi invitați. Foarte fiecare au o mică particică acolo și celor din aparatul tehnic, unii au rămas, unii au plecat, unii au promovat. Fiecare au contribuit și volumul a fost foarte mare. Ne pare rău că el trebuia să fie în stare de funcționare, dar am stat 2 ani de zile în contestații când s-a schimbat legea, când a zis că guvernul Ponta, că le-a fluidizat și am stat pe la instanță pe 2 ani de zile. Da. Asta e legislația în România, din păcate. Și acum este o problemă cu sistemul de achiziții. Deci acum și o să vedeți asta aproape bugetul. Ce sunt contestații de anul trecut, dar ce o începe acum? Da. Da. Deci, păi sunt 150 și ceva de proiecte pe PNDR2 care trebuie să treacă prin sistemul de licitații. Wow, o să aveți. Gândiți-vă ce o să fie în perioada următoare, în martie, da. Aprilie. Așa este. Deci, domnul primar, din punct de vedere politic și colegial, a fost impecabil, a încercat să confere un rol fiecăruia echipei. Eu rămân la ideea mea că față de echipa domnului Văcăroiu, tot ce avea în plus,
față de statutul cu care a venit Nicolae Văcărăunar, deci din prim-ministru, exact, ca să reușească acel proiect de anvergură Centura Pitești-ului investiția aia. Primarul Georgescu a fost el în prima fază, doar primar la Mioveni, sigur, nebunia lui și voința lui să debareze proiectul ăla. E adevărat că după aia au coagulat în echipă mai mare. Ideea, prima idee și prima idee a pornit în dezbaterile publice care am mers de vorbă cu oamenii numai în luna decembrie și ianuarie. De la locuitorii Miovenului, nu? Spitalul de la... Haideți să luăm misterul. Acum 50 de ani, spitalul de la Racovița a fost un brand. Marea majoritate a medicilor care au o vârstă și care sunt la județean, să știți că au trecut pe la Racovița. A fost cea mai bună chirurgie. A fost cea mai bună maternitate. Ori, oamenii, văzând că ia amploare orașul, aveau nevoie de servicii de sănătate. Doi, una este să vii la Racovița, care are comune limitrofe și 100.000 de oameni, și alta este să vii cu căruța până vine ambulanța ca să ajungi la județean. Corect. Și dacă îi întâmpitești. Sunt niște probleme. Și atunci, conceptul a luat ființă de la oameni. Dom'le, să naști 30 de ani la Mioveni, și acum să te duci să naști la Curtea de Argeș, la Câmpul Lung sau la Brașov sau la București. Am avut cea mai bună maternitate până în 2001. În 2001 s-a închis maternitatea pentru că s-au schimbat normativele și nu se mai încadra. Adică noi practic reînființăm cam o parte ce am avut, care s-au pierdut de la Revoluție până acum. Adică nu inventăm apa. Angiograful, RMN-ul, tehnologie nouă. Dar practic secțiile... sistem profesional de boli. Înainte era silicoza, era ulcerul, era... Acum sunt altele. Da, da, da. Cardiologia, infarctul, altceva. Da. Deci, practic, nu am venit. Și totul a pornit de la buna colaborare care o am cu cetățenii orașului Mioveni, cu instituțiile publice, cu instituțiile non-guvernamentale, cu societățile mari, cu sindicatele, cu toată lumea care am avut. Și de acolo s-a născut această idee că pentru viitorul nostru, pentru copiii noștri, pentru noi, să aducem înapoi ce am avut. Domnul primar, să știți că ieri am citit o știre deloc plăcută pentru România. România se află pe ultimul loc la calitatea serviciilor medicale din Europa. Ne-a depășit până și Albania. Eu sper ca din anul 2019, odată cu inaugurarea spitalului de la Mioveni, să creștem, pentru că sigur va contribui la această situație și spitalul de la Mioveni și va ridica puțin și tacheta. Măcar, zici, noi a influențat și la nivel național. Acum să răspund și invers. Cu un oraș în plină dezvoltare, cu două mari platforme industriale și foarte mulți agenți economici din rețeaua de mijloc a serviciilor care o avem, chiar să nu putem un sistem de sănătate să-l avem propriu în oraș și trebuie să vină firme din altă parte în care să ne facă serviciile în Mioveni. Mă refer la platformele industriale. Noi care, dacă vreți să fim cinstiți cu noi însuși, tu la noi apelează. 112 le aduce tu la spitalul de la Mioveni să la Pitești. Indiferent cine are actul medical la întreprinderea respectivă. Exact. Analizele unde ne facem? Le facem tu la spitalul de la Mioveni să la Pitești. Atunci n-am putea noi să ne dezvoltăm și n-am putea noi să fim mai rapizi, pentru că de multe ori cu sănătatea este treaba de secundă. Exact. Deci dacă școlile funcționează bine și le avem puse la punct, dacă suntem sănătoși, sunt sigur că vom reuși în toate proiectele de la Mioveni. De fapt, proiectul cu spitalul, din ce am observat eu, completează o politică foarte echilibrată a administrației de la Mioveni în ultimii 20 de ani, și de când a fost domnul Costescu și de când a venit dânsul și continuă. Din punctul meu de vedere, Mioveniu este comunitatea, orașul din Argeș, chiar localitatea, că aici includ și cel mai bine echilibrat din punct de vedere urbanistic, social, al actului de educație, al sistemului de sănătate. Nu o să vedeți diferență. Ca nivel de viață e cel mai tânăr oraș, ca medie de vârstă. Nu știu dacă sunteți micuți, dar vreau să vă spun că eu n-am văzut... Suntem un cartier, suntem micuți. E adevărat, domn primar, dar resursele pe care le-ați... Are 7 ori Mioveni. Domnul primar, dar conform ultimului referendum, cum s-a numit acolo, de număr a populației, în scapă.
În fine, Mioveni este pe locul 2 ca număr al populației din ca oraș. Deci, după Pitești, Mioveni. După ultimul recensământ, deci suntem 34.480. Vă faceți aminte ca cinția zi când acel ofițer a zis să nu mai dea CNP-ul și am scăt de bloc goale. În realitate, cred că suntem undeva la 38.000 de locuitori, dintre care cred că 1.200 sunt plecați în diferite zone ale țării sau afară, dar care se reîntorc acasă în diferite afaceri. Și dacă vorbim și luăm în calcul pe cei care lucrează la uzină și care au sau nu au reședință sau mutație în Mioveni, cred că suntem undeva între 38 și 40.000, fără să mai luăm în calcul din județul Argeș, care stă prin gază prin Mioveni, dar la are domiciliu, știu eu, X comună Y. Cred că între 38 și 40.000. Deci înțeleg că Pitești e mai mare cam de 4 ori decât Mioveni. Cred că suntem 36-38, efectiv, azi. Da. Deci ești al doilea, ca număr de populație, al doilea oraș din Argeș, după Pitești. Plus că luăm comunele care sunt arondate, să zic așa, de orașul Mioveni, numai la evidența populației am 87.000. Uh-huh. 87.000, pentru că cărțile de identitate, alegături, tot ce înseamnă evidența informatizată a persoanei, este la orașul Mioveni și am cele 9 localități care sunt arondate. Păi eu zic că funcționarea la Mioveni poate greva spitalele din Este Pitești, clar că în care nordul județului se va opri la Mioveni prima oară. La angiograf. Sunt doi oameni o dată, decât unul la rând. Deci eu consider că din toate punctele de vedere va fi benefic pentru noi toți. Să dea Dumnezeu să le avem, să nu avem nevoie de ele, dar în ceea ce văd la ora actuală, nici la supermarket nu este poate cum este la farmacie. Din păcate, da. Așa este. Eu vreau să mai subliniez ceva, Dragoș. Da. Am făcut și multe sondaje în Mioveni de-a lungul timpului. În continuare, ideii mele, pe resursele pe care le-au avut, pe numărul de populație, cam de Pitești și cam de 4 ori mai mare. Dar nu fac o comparație cu Pitești, așa cum vreau să fac cu Topoloveniu, cu Împulungul, cu celelalte orașe, Curtea de Argeș. Eu n-am văzut mare diferență între calitatea vieții din Racovița și Făget. Sau între zona din blocuri și... De asta spun că e destul de echilibrat dezvoltat. Da, am înțeles ideea. N-am văzut cum sunt în alte orașe. Anumite zone rămase cu nămol, cu străzi neasfaltate din epoca feudală, cu câini vagabonzi. Eu vă mai dau un reper. Mă uit și pe cont. Acum toți primarii au contul de Facebook. Da. Ceea ce e un lucru bun. Prezint activitatea primăriei, fiecare ce management îl face. La Mioveni n-am văzut comentarii de genul ăsta. Cum am văzut, de exemplu, la Ștefănești. Să nu mai dau și alte exemple. Domne, lăsați festivismele, plătim taxe de oraș, dar avem condiții de sat. E nămol, colo, colo, colo. Și nu numai acolo, și în multe alte zone. Nu sunt comentarii de genul ăsta, fiindcă nu sunt probleme de genul ăsta. De asta vreau să vă spun. Da, dacă ar fi probleme... Nu sunt diferențe nici între calitatea, actului de învățământ dintr-o zonă și în alta. Copiii sunt la fel, școlile sunt dezvoltate cam la fel. Ăsta e marele câștig al județului Argeș, raportat la Mioveni. Eu nu spun, poate alte orașe au specificul lor, sunt vârfuri pe alte zone, dar din punctul ăsta de vedere, dacă vreți să vă spun, de exemplu, Mioveniu, să zicem, nu are un centru urban așa mai vechi, dar a făcut catedrală. Au fost demolați 461 de familii, iar cartierul de blocuri se află pe proprietatea 461 de familii, numai la fondul funciar mai avem nevoie de 200 de hectare. Asta vreau să vă întreb, cum stați cu retrocedările atunci? Totuși, ca să fiu obiectiv, avem și noi problemele noastre. De adevăr, partea nevăzută a unui jurnalist este ce spune dânsul, dar nu este așa. Făgetul nu are gaze naturale. Costă cam 4 milioane de euro stația de reglare și măsură plus, probabil că vor avea în 2020. Făgetul de Crucereasa, scuzați-mă, de 17 ani de zile, nu-i normal la mine în țară, cu banii pe masă, să nu pot să am o conductă de gaze în care să aibă aceleași drepturi și responsabilități ca orice cetățean al Europei să aibă acces la acest sistem pe cheltuiala de 96% a Consiliului Local. Cred că reușim în perioada următoare, după 17 ani. Nu este normal ca să pierd un parc industrial și locul de muncă. Nu este normal pe un DN73 drum european Pitești-Brașov
unde este o zonă interesată pentru dezvoltatori, pentru firmele care lucrează în zonă, pentru cei care sunt furnizorii de materiale către Dacia, și s-au dus în zona Mărăcinei și ne bucurăm că s-au dus acolo, dar sunt totuși oameni interesați în zona Cucereasă, mă întreabă de gaze naturale. Vă dau un exemplu, Țițești, Mioveni, Cucereasa, pe hotar firma Delta, care de 2-3 ani de zile mi este mie rușine de administratorul, patronul de acolo, pentru că au de la petrol, care sunt niște gaze mai puțin cu putere calorică, care lucrează pentru Anglia, care lucrează domn primar. Sunt oameni din Țițești, din Mioveni, avem acolo 1000 de angajați. Adică vorbim că îi ajutăm. Cum îi ajutăm? Eu vreau să îi ajut pe toți. Și până la urmă, spuneți care cred este cauza. Se semnează contractul de după 17 ani. Semnează contractul de execuție a lucrării, 96,5 investiția orașului Mioveni, da. 3,5 distrigazul. Vreau să fiu răutăcios și nici cel care trebuie să ridic problema, dar e normal din bani public și la energie electrică și la distrigaz, din bani public să fac rețeaua și privatul să ia profitul? Corect. Bună întrebare. Bună întrebare. Nu e normal, am mai întrebat. Dar de ce nu faceți o politică comună? E un precedent la Topoloveni, primarul de la Topoloveni a câștigat un proces cu distrigazul, rețeaua a devenit foarte interesant. Puteți face o politică comună? S-a discutat câteva luni de zile, o să vedeți în sesiunea asta la parlamentarii de azi și indiferent de culoarea politică. Pentru că pe banii comunității... De nu, aceste societăți sunt stat în stat, cam așa se comportă. Doi, uitați-vă că pe rețelele de energie electrică, pe rețelele de gaze, da? Da. Ei nu plătesc concesiuni, nu plătesc nimic, da? Nu. Și dacă mă duc să pun o afișă acum, vine poliția peste mine, de ce am pus? Pe el, pe ce e proprietar? Pe stâlp sau pe teren? Pe comunitatea este proprietarea terenului de acolo. Doi, prin proprietatea noastră trece rețeaua de înalte tensiune, da? 20 de metri de graj numai încolo, că n-ai voie. Da. Păi e în proprietatea mea. Conducta de gaze, 22 de metri, n-ai voie să faci casa în proprietatea dumneavoastră, pentru că nu te lasă distrigatul, dar plătește ceva? Bun, domeniul public și privat al statului nu este afectat? Păi, unii au salarii mici și unii au salarii mari. Corect. Corect. Bună sesizarea dumneavoastră. Dar asta se poate reglementa. O secundă că uit. Dacă întrezi cu un leu să plătesc factura în termen, mă debranșează. Da, așa este. Rebranșarea costă. Iar după aceea trebuie să iau de la capul procedura ca să-l reacordez. Deci nu vreau să fiu răutăcios. Da, dar asta o pot rezolva parlamentarii. Am discutat aceste probleme. O să vedeți în sesiune. Deja e începută de sesiunea trecută. Se schimbă legea gazelor și o să vedeți că licitațiile nu mai fac distrigazul. Se fac de către unitatea administrativă. Așa ar trebui. Așa e legal. Da, așa ar trebui. Păi un privat face licitație pe banii comunității. Păi, nu vedeți că dacă li s-a permis. Invitat, nu fără să fiu nici invitat, fără să fiu nici în comisie? Nu eu. Unitatea administrativă, OATE-ul. Consiliul Județean. Nu știu, să fie cineva acolo. Ca să cităm un clasic, dacă putem, dacă au putut, au făcut lucrul ăsta. Știți cum e. Au fost într-adevăr și sunt în continuare să comporte ca stat în stat astfel de societăți, cei care au de suferit, în primul rând, sunt administrațiile locale. De asta mă bucur că parlamentarii au ascultat de doleanțele dumneavoastră și această schimbă. Această schimbare care am vorbit este acum în luna februarie, este la Senat, cameră decizională și probabil că vor apărea normele într-o lună, două din acest an. Extinderile de gaze le vor face unitățile administrative teritoriale care sunt pe banii lui și este obligat în 3 luni de zile operatorul de gaze sau de energie electrică să te conecteze. Repet, aici e un precedent, trebuie să laud un alt coleg de al dânsului, tot PSD-ist, pe domnul Boțârcă de la Topoloveni, care de ani de zile a avut tenacitate, s-a judecat cu distrigazul și până la urmă a câștigat, a creat un precedent în acest sens, precedent în baza căruia vor acționa și dânsii în viitor, pe echipa parlamentară. Și vorbim că nu este de muncă, că nu se creează locuri de muncă și că primarii nu vor. Așa este percepția.
Primarii nu vor. Primarii stau, primarul vor să muncească, nu vor să facă. Nu e adevărat. Deci foarte multe s-au terminat în 2017 cu bani necheltuiți. Păi banii nu s-au cheltuiți, marea majoritate, din cauza licitațiilor. Că ai prevederea pusă acolo și marea majoritate sunt la licitații. Ce să le facă? Sunt încolo la trezorărie. Nu i-a luat primarul nimic. Ei sunt acolo. Domnul primar. La ora actuală nu vă spuneți. Cel mai deștept în toată România este ajuns primarul. Ăsta le știe pe toate. Ăsta trebuie să le rezolve pe toate. Da. Păi nu, primarul trebuie să aibă soluție începând de la primul țăruș până la ultimul câine, până la ultima floare, până la sistemul de achiziții, inginerie, economie, juridic, absolut toate. Așa este. Domnul primar, cum v-a afectat și pe dumneavoastră reducerea, mă rog, acea schimbare fiscală, da, cu plata contribuțiilor? Știu că fiecare buget de primărie a fost lovit. Pe dumneavoastră v-a afectat pentru următoarele investiții? Ne bucurăm că pentru angajați, pentru cei care lucrează, le este mai bine și că s-a scăzut de la 16% la 10%. Pe orașul Mioveni, aproximativ 5 milioane de euro, în care guvernul, prin legea bugetului de stat, spune că după primul semestru va echilibra și va reglementa această pierdere. Doi, noi, deci dumneavoastră 5 milioane de euro ați pierdut doar. 50 de milioane de, 50 de milioane? Euro pe an. 50 de milioane de euro, sumă pe an. Hoala. Deci, cine are muncitori mulți în localitate, automat că a venit mai, venituri mai mari și de acolo pierd. Cine n-a avut activitate economică mare, nici n-a avut, nici nu pierde. Da. Deci orașele, în special municipiile, reședințe de județ, localitățile din jurul orașelor, aici sunt pierderi. Dar în legea bugetului de stat scrie că după primul semestru, probabil din excedente de undeva, acești bani vor fi dați înapoi și vor fi acoperite. Prima dată se face un inventarier, în sensul că vor vedea cât am avut venituri în luna ianuarie 2017 și probabil că vor vedea câte venituri vom avea acum în 2018. Diferența aia este pierdere, cu aproximație. Și probabil că ăsta va fi unitatea de măsură și vom primi înapoi. Dacă aveam cei 5 milioane, nu mai erau 15 la spital. Mm-hmm. Erau mai puțin. Erau 10. Da. Doi. Noi nu afectăm activitatea orașului Mioveni într-un fel față de anul 2017, a serviciilor, a cetățenilor. Afectăm anumite zone de recreere, de cultură puțin, sportul, alte zone. Dar tot ce înseamnă administrație, tot ce înseamnă pază, siguranță, ordine, școală, grădiniță, cămin, spitalul actual, societatea de servicii nu va fi afectat. Toți salariații, prin creșterea de la 1450 la 1900 la nivelul orașului Mioveni, pentru că așa este legea, crește cu 1 milion de euro. De la 1450 la 1900. Da, da, da. Deci crește fondul de salarii la nivelul orașului Mioveni, pentru toți angajații care sunt ai Consiliului Local, este plus 1 milion de euro față de anul 2007. Pierd 5 astăzi și trebuie să mai pun. Da. Asta este, dar a spus că vi s-a garantat că o să vă compenseze. Dom'le, scrie în legea bugetului de stat, nu mie mi-a garantat, e în lege. Domnul primar, eu știu că sunt multe legi care sunt date în România, dar știu cum funcționează. Sunt investiții în derulare și sunt sigur că îi va asigura. Pentru că marea majoritate... Da, dar să nu fiți dumneavoastră nevoiți să vă duceți cu căciula mână la minister. După părerea mea, după părerea mea personală. Cred că este afectat unitățile administrative teritoriale la nivelul României în proporție de 30-35%, 40%. Deci orașele mari, reședințele, capitala, orașele mici și comunele din zonă. Sunt și, bineînțeles că și dumneavoastră trebuie să dezvolte și dumneavoastră trebuie să bani. Pentru că dacă vorbim de planul de dezvoltare locală, înseamnă că îi ajutăm pe toți ca după un timp să fim aproximativ toți la fel. Și mi-aș dori ca în fiecare colț al României, fiecare român să aibă acces la toate utilitățile, să aibă, știu eu, confort, să poată să trăiască decent, să aibă un loc de muncă. Asta ar fi varianta ideală, dar o să...
Da, vestea bună sau informația primară pe care trebuie să o reține cei care ne văd e că procesul e irreversibil și cel puțin în privința spitalului el se face. S-a început, se va termina. Problema e dacă vor veni bani de la guvern sau din alte surse ca să nu fie nevoită primăria să facă credit ca să greveze bugetul Mioveniului, să împovăreze într-un fel. Asta e problema. Să vă spun și de ce. Odată că eu consider că orașul Mioveni, repet, 4,5 la PIB-ul României și odată în viață poate să vină și la Mioveni. Doi, îl punem în funcționare. El intră în administrarea, din punct de vedere al funcționării, fără actul medical, al Consiliului Local. Vă dați seama că sunt 17.000 de metri, vă dați seama că sunt necesari bani de funcționare. Curentul, apa, consumabile. Deci, vă dați seama, casa decontează serviciile, un anumit tarif. Dar urgența, la urgență cine decontează? Corect. Consumabile de acolo. Urgența de la Mioveni poate prelua 4 ambulanțe o dată. Doi, avem particularitate. Sectorul de decontaminare care este pentru zona, că în zona avem și cercetare. Avem secția de medicină tradițională chinezească care sunt sigur că centrul acestei medicine va fi la Mioveni pentru toată România, care are vreo 50 de specialități, care se adresează cel mult până la vârsta de 60 de ani. Deci este nu cu medicamente, cu plante, iar statul respectiv investește foarte mult în mediatizare și implementarea acestor proiecte. Am o relație foarte bună cu domnul ambasador, îi mulțumesc, este la curent pe fiecare perioadă. În acest an o delegație de la Mioveni va merge să vadă un spital și o secție exact cum este de acolo. Mai puțin vreau să vă întreb, va fi în cadrul spitalului secție de medicină tradițională chineză? Deci vom avea la spitalul Mioveni astfel o secție de... Iar în primii 2 ani de zile vor fi medici aduși de ambasadă chinești care... Deci vor fi chinezi? Avem personal la ora actuală tinere care învață pe costurile susținute de ambasadă limba chineză în Mioveni. Da, da, da. Dar sunt compatibile cele două sisteme, medicina tradițională cu medicina, să zicem, europeană? Că am auzit și voci care spun, domnule, totuși e cam atipic, nu... Din punct de vedere al documentației, la Ministerul Sănătății din România se cunoaște acest problem. Pe detaliu, nu am intrat, pentru că deocamdată este... sunt camere, este mai mult pe parte de plantă, mai mult pe... Și va rămâne la atitudinea pacientului ce alege el, ce tip de medicină alege. Da. Dacă vrea, dacă nu vrea, nu vrea. Ok. Din ce m-am documentat eu, pentru tine, pentru efort, pentru sănătate, pentru sportivi, pentru mișcare, pentru... Nu există apuncuntură, că mulți văd în medicină apuncuntură. Deci are o specialitate de 50 de activități. Nu se lucrează cu stensile, se lucrează cu mâna, cu uleiul, cu frunza. Cu... este ceva interesant. M-am documentat, vom vedea. Dacă nu, spațiul respectiv se poate transforma în altceva, în alte cabinete medicale. Dacă nu de rezultat. Sigur. Da. Acum depinde de câți pacienți vor fi, da. În primul rând că a fost interesantă din ceea ce am văzut prezentările și am văzut film cu spitalul de la dumneavoastră și cu oameni de la Dântina. Deci ar fi primul centru deschis la noi în țară, nu? De medicină tradițională chineză? Ar fi aici la Mioveni? Nu cunosc toate specialitățile, dar am văzut că ne-au prezentat filme. Am fost la o prezentare cu domnul președinte Tecău când am semnat primul document, când a venit ministrul sănătății cu secretarul de stat, cu toată lumea. Și unii la Mioveni au vizitat locația, alții la ambasadă, după aia în București când s-au semnat documentele. Adică se știe în România, nu sunt medic ca să pot eu să mă pronunț, dar am văzut că foarte mulți folosesc genul ăsta de medicină să ducă la urmă. În special sportivii, tinerii, cei care dau examene la poliție. Am văzut că fac asemenea pregătire. Doi, este și ca un tratament pentru anumite boli. Nu să iei medicamente, au aparate, au...
E ceva foarte interesant. O să vă trimit un filmuleț să vedeți. Medicina chineză. Flămică, vă trimit un filmuleț ca să vedeți ce avem noi. Mulțumim, cu mare drag o să-l și difuzăm. Luăm o scurtă pauză de publicitate. După pauză de publicitate vreau să discutăm în continuare despre propunerile pe care le are Mioveniu pentru investiții pentru anul 2018 și ce alte proiecte mai au cei de la Mioveni pentru noi de prezentat. Publicitate. Thank you.